spune, ce n-ai putea să iert soției tale niciodată? Niciodată n-aș ierta dacă m-ar înșela. Deci dacă, dacă e acasă și o vinde, dacă nu mă interesează. Nu te interesează. Dar dacă ar greși, nu e pentru nimic. N-ai e ceva normal asta pentru orice bărbat cu scaunul în mână, nu? Da, de ce bărbații sunt așa de porniți când vine vorba de chestia asta și femeile sunt un pic mai permisive, se mai gândesc, sunt mai tolerante? Să fiu sincer, să-ți dau răspunsul. Eu am spus la toți prietenii mei în felul următor. Orice femeie mai deșteaptă ca un bărbat de cel puțin 2 ori. Da? Orice femeie e mai deșteaptă ca un bărbat de cel puțin 2 ori. Și mai puternic. Da. Corect. Și o femeie care vrea într-adevăr să aibă o familie, să... Ce a făcut? Că n-a făcut... Trebuie să treacă peste multe. Trebuie să știe, să înțeleagă. Băi, dar stai mă puțin că... Păi da, dar dacă bărbatul ăla se îndrăgostește, Vali, și își pierde capul? Ia ce trebuie să facă? Cum să treacă? Aici poți să intervin un minut. Își pierde capul numai dacă îi lipsește acasă. Păi da, dacă își pierde capul, dacă nu contează. Dacă soția e perfectă. Se întâmplă, sunt mulți care și-au pierdut capul după alte femei. Când te duci după alta, nu prea e ce trebuie acasă. Fii atent. Asta este ideea. Ascultă-mă ce vreau să spun, să te fac să înțelegi. Măi, eu pledez așa într-un bărbat ăsta de casă, lasă-mă ca să... Dar el e de bloc normal, ca să nu înțelegi, mă riu. Fii atent aici. Te rog, te ascult. Bă, orice bărbat greșește, că nu există perfectul. Dacă vine mie, hoțul neprinse negustor cinstit, să ne înțelegem. Și iar vine vorba. Am făcut la viața mea destule. Așa. Dar un sfat pentru prietenii mei și pentru toți bărbații care se îndrăgostesc. Păi da, când te-ai îndrăgostit, spune că ai treabă acasă 3 zile, 5 zile, o săptămână. Și după ce întoarce-te mă la locul tău când duci și vezi de treaba ta, nu trebuie să fim răutăcioși. Și pe mine tata m-a învățat o vorbă. Și țineți minte, ce face stânga, să nu știe drept. Și atunci o să fii tot timpul liniștit. Și bine, viața e frumoasă, stelule, și trebuie trăită. Bun, stai puțin să spun ce am înțeles eu. Tu ai, adică am înțeles ce ai zis. Nu întrerupe. Că este frumos, avem dar casa să fie casa. Deci, oamenii, bărbatul se îndrăgostește, da? Se gen de o amantă, că dacă e însurat, e amantă, așa, da? Așa, corect. Așa. Și trebuie să stea cu ea 5 zile, după care să se dezîndrăgostească, să se ducă acasă. Nu, stai, poate să stea... Păi am specificat, ești atentă. Nu, n-ai înțeles. Dacă spune că nu mai poate dă foc cu ei... Așa. Mă, Măriuțu, nu ești deloc atentă. Băi, eu am spus în momentul că nu mai poate să stea fără ea. Așa, ce să facă? Te-ai dus frumos, ai... Pui că ai treabă acasă, găsești tu o minciună. Tu mă pui acum să înveți oamenii cum să mintă, nu? Păi da, soția, ce să, cum să fac? A aflat. Soția a aflat că tu te-ai îndrăgostit. Păi dacă a aflat, nu mai are încotro. Și aici mai este o problemă. Când e cu amanta, treaba tată, de multe ori, bărbații iubesc mai mult amantele și... Mai bine să ai așa o pipiță de asta decât amantă. Deja când treci o femeie la ce categoria... Ce înseamnă pipiță și ce înseamnă amantă? Așa o aventură, 3 zile, 8 zile, 10 zile. Scus cu el, dar când cred că are mai multă școală ca mine. Dar când ai o amantă, deja treaba e mai de lungă durată și e mai nasol. Că bun, general atunci, bărbatul își okay. iubește mai mult amantă. Nu ce ați spus voi. Atunci soția cât de deșteaptă trebuie să fie ca să rămână căsnicia aia? Vali, ai un unlike de la mine pentru teoria ta asta cu bărbații și femeile, da? Să fie clară. Ia uite. Clar. Unlike. Dar de ce puneți întrebarea așa și o nu puneți invers? Cum să pună? Că și femeile se îndrăgostesc mai rău decât bărbații acum. Eu pot să dau un like la Valerici. Sunt bărbați. Deci solidarizez cu ei, fraternizez acum, cu ei, acum, da, la faza asta cu femeile și bărbații... Vrei să spun ceva? Te rog. În viață trebuie să știi să trăiești momentul. Păi să te bucuri de moment. Ai cuvântul meu de onoare. Când ți-ai făcut plăcerea inimii, e cel mai frumos sentiment pe fața pământului, dragostea. Țineți minte, dragostea. Când e iubire, când e dragoste. Mario, vin să te pup să vadă ăștia că țin la tine. Știți care este cel mai scump lucru pe fața pământului? Ia zi. Bun. Cel mai scump? Plăcerea inimii, mă, Vali, mă. Păi știi lui, fii atent ce vreau să spun. Păi eu sunt filozof, dar tu n-ai știut. Da? Măriuță, toate întrebările mi le pui mie, l-ai lăsat pe ăsta să gătească. Mai întrebă și tu despre viața lui să vezi. Auzi, că el pare ușă de biserică. Da, dacă stă ăsta să-ți povestească. Măriuță, e înaintea mea! Nu, înaintea, da, nu?
Oricum, dragile mele, ați învățat astăzi de la Vali Vigelie și de la Stelu. Cum trebuie să fiți deștepte? Eu zic asta, să fiți deștepte, să vă bucurați de viață, să vă gândiți mai mult la voi și să vă bucurați de moment, așa au zis băieții. Nu doar bărbații. Ascultați-mă, și băieți și fete. Iubiți-vă, iubiți-vă. Când sunteți tineri, că trece viața, tată. Ce trece, mă, viața? Băi, acum când mai sunteți vârsta e doar o cifră. Corect. Inimioara contează. Așa e. Veșnic tânără, nu? Corect, tu ai putea să iubești una de 60 de ani? Bă, dacă mi-ar place, ai cuvântul meu de onoare, dacă arată bine. Păi am văzut femei de 60 de ani care arată mai bine ca alea de... Poate să arate bine la portofel, Emilia, la buzunar. Emilia, ce s-a întâmplat? Tocmai ați primit un mare unlike de la Emilia și nu știu de ce, ce s-a întâmplat. Vrei să spun de ce pentru teoria lui Vali? Referitoare la bărbați și la femei. Bag seama că ei mă simt aici că sunt în minoritate. Da, să mai deștepte, sincer, și am vorbit cu toți prietenii și le-am spus. Și că nu orice femeie, orice femeie mai deșteaptă ca un bărbat de cel puțin două ori. Da, nu ți-am dat un like pentru faptul ăsta că-s mai deștepte decât bărbații. Ți-am dat un like pentru faptul că femeile trebuie să stea liniștite și în banca lor, ele au dreptul și au obligativitatea să ierte tot timpul și bărbații au voie să facă ce vor ei și să fie iertați. Nu trebuie să nu faceți așa ceva. Ascultați-mă, eu mi-asum... să nu spun? Din ce aud eu și pe unde mă duc eu în ultima vreme am văzut că femeile înșeală mai mult. Am răcit! Sincer, am răcit! E o tragedie aici. Cum faci? Voi sunteți gata cu rețeta? Mai un pic cu rețeta. Hai să depășim puțin momentul cu înșelatul, vă rog eu. Că... A, nu, stai puțin că nu înșelăm pe nimeni. Ce avem de plătit? Plătim? Că nu e o problemă. Nu luăm nimic de la nimeni. Nicolae, văd că ai scos tarta. Măriuca, v-am lăsat să povestiți pentru că era o poveste foarte serioasă și pe care am mult ca sigur telespectatoare, cel puțin femeile au ascultat foarte atent ceea ce ai povestit tu. Și eu am gătat tarta mea. Da, ai făcut un... Nicolae, vreau să spun ceva foarte important. Măriuță, fii atent aici. Te rog. Fii atent aici. Am un prieten, nu o să-i dau numele. Așa. Și ultima fiță care am auzit-o, culmea, ei s-au dus să divorțeze. Așa. De soț și soție. S-au dus să divorțeze pe furiș la o notară. Așa. Fără să-și dea seama că notara X e prietenă cu mine. Așa. Ei s-au dus pe furiș. Dar de ce crezi că a divorțat? I-a găsit în telefon ce a dedus femeia că avea o aventură. Că, vezi, doamne, a avut o aventură. Așa. Și a făcut pe războinica. Și a divorțat. Nu o să le spun numele. Normal. Dar eu știu de ce au divorțat și pot să spun. De ce au divorțat? Unii oameni, rețineți cuvântul ăsta, dau aurul pe rugină. Și cu asta am încheiat, nu vreau să intru în amănunte. Deci,